Bună ziua, dragi șoferi, și bine v-am regăsit! Supra, a treia generație, a fost introdusă în februarie 1986 ca model liber, separându-se oficial de Toyota Celica. În timp ce Celica a devenit un coupé sport cu tracțiune față, Supra și-a păstrat imaginea ca o mașină sport, o mașină GT cu tracțiune pe spate. Noul model Supra va continua să se mute și va deveni o vitrină pentru tehnologia Toyota. Pentru noua Supra a fost dezvoltat un nou motor A70 de 3 litri în linie cu 6 cilindri cu putere de 200 de cai putere în versiunea, cum spuneam, aspirat. Pentru modelul turbo, ca cel prezentat astăzi, apărut în 1987, mașina a primit 235 de cai putere. Alte caracteristici notabile ale mașinii includ o suspensie independentă, controlată electronic, numită Toyota Electronic Modulated Suspension, iar unele, așa cum este și cea deprezată de noi astăzi, au fost dotate cu un panou sport roof detașabil, adică modelul Targa. Producția estimată de export în America de Nord a fost undeva la 34.000 de bucăți, mașina fiind, peste ocean, un adevărat succes. În acel an chiar a primit premiul pentru cea mai tare mașină de import în Statele Unite ale Americii. Așadar, Toyota Supra MK3, generația a treia, nume de cod A60. La prima impresie la volan, mașina se comportă excepțional de bine, chiar pot să zic că m-a impresionat din taie de drum. Bine, acest exemplar este unul și foarte, foarte întreținut, ținând cont că este o mașină din 1989, deci are 30 de ani. Urmează a fi atestată istorică la automobil. Mașina se comportă ca și cum ar fi una proaspăt scoasă de pe porțile fabricii. Ce este interesant la acest exemplar, chiar nu știam până acum, aici ai un beculeț care îți arată modul tău de a conduce econom, sau dacă începi să calci pedalul de accelerație mai tare, mașina se mută pe un fel de mod sport, spunem noi. Mașina prestată astăzi are cutie automată în 4 drepte și bineînțeles avem butonul de overdrive, adică butonul de autostradă. Cu ce au venit interesant inginerii la această mașină, mă refer strict la generația cu motor de 3 litri turbo, cum este cea prezentată astăzi, care dezvoltă 235 de cai. Gândiți-vă, 235 de cai în 1989. În ziua de azi, unele mașini cu motorizări de 3 litri cu greu ajung la 235 de cai putere. Bun, spuneam, cu ce au venit ei nou doar la modelul acesta, a fost un fel de schimbare a modului, de la normal la sport a amortizoarelor. Se numea TCE, acea opțiune. Asta se întâmpla în 1989, țineți cont. Apoi, mult mai târziu, acest sistem a fost pus și pe alte mașini de serie. Iar în ziua de azi bănuiesc că cam toate mașinile găsim acest opțiune. Aici, bineînțeles, pe bord avem toate instrumentele necesare. Avem presiunea în ulei, presiunea la turbo, un lucru foarte important la această mașină. Dar ținuta de drum este una exemplară. Mașina are suspensii foarte moi. Mă așteptam să fie mult, mult mai rigidă. Atrage multe priviri, mulți oameni probabil o confundă cu, nu știu, vreo mașină americană, pentru că la noi MK3-urile nu sunt atât de multe, iar cele care sunt au ajuns pe mâna unor tuneri locali, care mai rău le-au stricat, mai rău găsești un exemplar ca acesta să fie absolut top și perfectă condiție de funcționare. Practic sunt două mașini într-una, adică mergem noi acum, da, este un coupé, iar, toate că vremea nu ne permite, am putea să o facem Targa, pentru că acest plafon, să facem câteva șuruburi în stânga, în dreapta și pe mijloc aici, cu o ustensilă specială a celor de la Toyota, și plafonul putem da jos, și da,
putem să luăm plafonul tot timpul cu noi. Are un loc special undeva în portbagaj unde el intră perfect. Bine, îți ia puțin spațiu din portbagaj, dar este mult mai bine să-l ai cu tine în caz că te prinde vreo ploaie sau știu ce altă intemperie. Un lucru iarăși foarte interesant, ținând cont de vârsta mașinii, este că are cruise control și chiar pe volan. Da? Deci putem seta mașina pe pilot automat la ce viteză dorim noi. Și asta gândiți-vă încă o dată că sunt în anul 1989. Una peste alta, mașina este una, așa cum așteptam să fie, destul de fiabilă. Japonezii sunt recunoscuți pentru asta. Un model foarte puternic. Din păcate, mașina nu are un sunet foarte, foarte frumos. O să spun, pentru că am condus și Toyota Supra generația 4, bine construită Toyota Supra, care a devenit, după părerea mea, o legendă și un simbol datorită filmelor de la Hollywood. Spun că această mașină se comportă mult, mult mai bine ca acea mașină. Este mult mai puternică ca acea mașină stată de mine. Dar totuși am o părere de rău, pentru că știu că această mașină va sta probabil tot timpul în umbra acelei mașini, pentru că ea nu a avut șansa și norocul de a fi atât de mediatizată și de a deveni una dintre legendele japoneze. Dar cu toate astea, mașinile au început să crească serios la bani. Gândiți-vă că un exemplar în perfectă stare de funcționare, așa cum este acesta, și 100% original, poate să ajungă undeva și la 25.000 de euro. Deci, cei care aveți în gând să achiziți o Toyota MK3, puneți-vă pe treabă. Bun, până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, pentru că doar așa putem să aducem mașini mult mai rare, mult mai interesante și, de ce nu, alte hypercar-uri, așa cum am făcut cu Bugatti și Roan. Până data viitoare, vă spunem la revedere!